Faptele Apostolilor, capitolul 9, începând cu versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă pe unul dintre cele mai frumoase, controversate, interesante personaje biblice. Omul care a lăsat scrise cele mai multe cărți din Sfânta Scriptură. Omul pe a căror scrieri ne fondăm marea majoritate a dogmelor, a principiilor, a lucrurilor după care ne ghidăm viața de credință. Din punct de vedere teologic, marea majoritate a principiilor sunt fondate pe scrierile acestui om. Și cuvântul Domnului pentru noi în după amiază aceasta spune în felul următor. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legații la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțiau au rămas încremeniți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Timp ce s-a ridicat fratele Gicu să laude pe Domnul, m-am gândit ce important este fiecare să meargă pe nota lui. Început unii care au vrut să o ia în major și le-a spus Domnul, știi ce? Începe cu minorul și după aia urcă. Sunt unii care au început în de-astea mai minore, mai mici. Și Dumnezeu a văzut că sunt credincioși acolo. Și încet, încet i-a ridicat. Și mă gândesc că este atât de important ca fiecare să meargă pe drumul pe care Dumnezeu i-a chemat. Mă gândesc că este atât de important pentru fiecare dintre noi să știm care este chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu și în chemarea aceasta pe care ne-a făcut-o Dumnezeu să mergem slăviți să fie Domnul. Că s-ar putea să începi și să vezi că nu poți să o duci. Dar în după-amiaza aceasta îi mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu este Cel care pe toate le face desăvârșite. Dumnezeu când cheamă pe cineva, Dumnezeu când pune pe cineva, Dumnezeu când ridică sau când coboară, pe toate le face cu un scop. De aceea, în după-amiaza aceasta, oricine ai fi, oriunde ai fi, în ce stare ai fi, vreau să spun că Dumnezeu are un plan special pentru viața ta.
Și planul acesta special al lui Dumnezeu se va termina întotdeauna cu veșnicia petrecută împreună cu El, cu viața veșnică. De aceea, dacă în ziua aceasta ești căzut, poate ești abătut, poate nu mai știi încotro să te îndrepți, vreau să spun că Dumnezeu te așteaptă. Dumnezeu este lângă tine acolo în groapa în care crezi că El nu mai este și nu mai știe nimic de tine. Dumnezeu este acolo și așteaptă să vorbești cu El. Că-ți vorbește de mult timp și nu mai ai timp să-L asculți. Ne vorbește Dumnezeu în fel și chip și nu mai avem urechi să-L auzim, nu mai avem ochi să-L vedem, pentru că filozofia acestei lumi, principiile lumii, groaza și frica din lumea aceasta ne-au cuprins viețile și nu mai suntem în stare să descoperim glasul blândului păstor. Doamne, Te rog să sensibilizezi din nou urechile noastre la șoapta Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu strigă, nu zbiară, Duhul Sfânt nu face scandal. Este acela care ca un susur blând vine și ne vorbește fiecăruia în parte. Și este atât de important că urechile noastre să fie obișnuite cu glasul, cu susurul acesta, cu glasul acesta binecuvântat al Duhului Sfânt. Almiteri, în iureșul acestei lumi, s-ar putea și mai mult ca sigur nu mai știm când ne vorbește Domnul și când nu ne vorbește Domnul. S-ar putea să nu mai știm să ascultăm ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună. Și societatea în care trăim, o societate în care eu sunt pe primul plan, plăcerile mele sunt pe primul plan, poftele mele sunt pe primul plan, dorințele mele sunt pe primul plan, Dumnezeu nu mai are ce căuta. Și într-o societate în care eu sunt cel mai important, Dumnezeu este trecut undeva în uitare, în istorie. Viețile noastre ar trebui Dumnezeu să fie pe primul loc. Și atunci când Dumnezeu este pe primul loc în viața noastră, atunci Dumnezeu se va preocupa de fiecare aspect, oricât de puțin important ni s-ar părea că este. Fraților, în ziua aceasta am citit despre omul acesta lui Dumnezeu care... Dacă citim un pic în Biblie și dacă studiem un pic istoria și ceea ce spunea Pavel despre el, era un om care avea un viitor strălucit. Era un om, un tânăr în fața căruia se prevestea un viitor extraordinar. Prezentul pe care îl trăia Saul în vremea aceea era un prezent extraordinar, era cineva... Omul acesta când mergea într-un oraș, când mergea în călătorie, când mergea undeva, îi se dădea cinste. Omul acesta era un om care a studiat teologia la Tars, unul dintre cele mai importante centre teologice din lume, în vremea aceea. Omul acesta studiase teologia la picioarele celui care era cel mai înalt și cel mai bun învățător din vremea aceea și în multă perioadă, Gamaliel. Omul acesta spunea despre el că era trecut în ceata fariseilor și în ceata aceea a fariseilor nu intra oricine. Că vedeți, acum poate să ajungă păstor, prezbiter, diacon, nu chiar oricine, dar e mai ușor oarecum. Pe vremea aceea, ca să ajungi în ceata fariseilor, trebuia să știi Tora pe de rost. Asta înseamnă că primele 5 cărți din Biblie, cele scrise de Moise, ei trebuiau să le cunoască pe de rost. Stau și mă gândesc cât de complicat și greu este pentru noi să învățăm un verset din Biblie, nu mai spun pe săptămână, pe lună. E atât de complicat să înveți un verset din Biblie pe lună. Și ca să intri în ceata fariseilor, trebuia să știi Tora, primele 5 cărți din Biblie pe de rost. Omul acesta era cineva. Mai spune cuvântul lui Dumnezeu și spune într-o anumită ipostază, nu știi tu că nu ai dreptul să mă biciuiești pentru că eu sunt roman, eu sunt cetățean roman? A fi cetățean roman în perioada aceea era ceva extraordinar. Mulți oameni și-ar fi dorit să fie cetățeni romani și nu puteau. Din toate punctele de vedere, Saul era un om extraordinar. Și mai mult decât lucrurile astea, pe care Pavel la un moment dat spune, și toate lucrurile astea, le-am considerat ca un gunoi, ca ceva de aruncat, nu mai reprezintă nimic, pentru că Dumnezeu i-a făcut un reset.
Dar pe lângă toate lucrurile astea, Saul, care în perioada aceasta se presupune că ar fi avut vreo 26-28 de ani, omul acesta mai avea o râvnă extraordinară și Saul își asumă o slujbă crezând că este chemat de Dumnezeu. Saul simte ceva în interiorul lui, o înfierbântare, și vede că îs câțiva care se roagă mai tare, îs câțiva care poate sunt mai aprinși în predicare, îs câțiva care deranjau, erau diferiți. Vedeți, atunci când o biserică are o nuanță, un stil de închinare, un stil de predicare, un stil al slujbelor, și vine cineva care este diferit, nu place, produce oarecare disconfort. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Saul s-a uitat la grupul acesta de oameni ciudați și vedeau că-s diferiți. Și-o simțit în interiorul lui, eu trebuie să fac ceva. Nu se poate, ăștia merg împotriva normelor lui Dumnezeu, eu trebuie să fac ceva. Și spune Biblia că Saul sufla amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. Omul acesta își asumă responsabilitatea, slujba aceasta, crezând că ceea ce el face este din partea lui Dumnezeu. Câți dintre noi la un moment dat n-am început să ne asumăm responsabilități, crezând că sunt din partea Domnului, și am greșit și am ajuns la falimente și am făcut greșeli groaznice? Și alții, din ce cauză? Pentru că și-au asumat roluri pe care Dumnezeu nu și le-a pus. Pavel, Saul, de fapt, omul acesta, a crezut că el deține adevărul absolut. A crezut că dacă știe Tora, Biblia pe de rost, el și cunoaște adevărul. Și a spus, nu există un alt adevăr decât acela pe care eu îl cunosc. Nu există o altă formă de închinare decât aia pe care biserica noastră, de care biserica mea o are. Nu există o formă de îmbrăcăminte decât aia pe care eu și casa mea și biserica mea o avem. Nu există un alt mod de a sluji pe Dumnezeu decât ăla pe care îl știu eu. Nu există, pentru că eu, Ionuț, dețin adevărul absolut. Dacă cineva gândește diferit de mine, dacă există o altă formă de gândire, înseamnă că aia nu-i corectă, pentru că eu, Ionuț, sunt adevărul absolut. Și Saul era omul acela care credea că el este adevărul absolut, el deține adevărul absolut. Și când se uitau la ceilalți care se închinau lui Dumnezeu într-o altă formă, au spus, ăștia n-au cum să se închine lui Dumnezeu, n-au cum. Că închinarea adevărată, și eu l-am spus închinarea adevărată, că era închinarea lui. Saul era omul acela care credea că tot ceea ce el face este bine. Vedeți, sunt atât de mulți oameni în biserică, în societate, atât de mulți soți, atât de multe soții, atât de mulți copii, atât de mulți părinți, care au impresia despre ei că ei nu greșesc niciodată, colegi de muncă, șefi, angajați, ei nu greșesc niciodată. Sunt omul perfect. Soț ca mine, niciunul, tate ca mine, niciun, predicator ca mine, păi ești cel mai bun predicator, cântăresc ca mine, păi tu ai văzut câte vizualizări am, fratele meu. Nu-i nimeni ca mine în biserică, eu sunt cel mai tare. Tu ai văzut ce copii și ai văzut ce... Eu sunt cel mai bun. Și Pavel, Saul, avea impresia aceasta despre el, e că el era cel mai bun, era cel mai tare. Și știți ce este trist? Că Saul credea că și Dumnezeu are aceeași impresie despre el. Și asta e trist, când te crezi cel mai bun și crezi că și Dumnezeu crede același lucru. La un moment dat, Saul, omul acesta, simțea un impuls puternic și a spus, știi ce? Eu vreau să fac ceva pentru Dumnezeu. Și Saul a plecat în misiune. Și misiunea aceasta lui Saul, cu aprobarea sinodului bisericii, a fost să meargă în Damasc, acolo era centrul lui de misiune, și nu să predice adevărul, nu să arate ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu să-L propovăduiască pe Dumnezeu, nu să convertească alții, nu să facă fapte bune. Și misiunea lui Saul a crezut că dacă el merge acum și îi adună pe toți ereticii și duce la Ierusalim, face un lucru extraordinar. De-ați ști câți oameni sunt astăzi prin biserici, care stau pe locuri, și nu mai sunt cu scrisorii de la marii preoți,
și vânează pe ceilalți care nu gândesc ca ei și leagă în lanțuri în inimile lor, pentru că nu se roagă ca ei, pentru că nu predică ca ei, pentru că nu cântă ca ei. Saul a crezut că dacă ia pe oamenii ăștia și leagă, face ceva pentru Dumnezeu. Sunt oameni care cred că dacă leagă pe alții care nu sunt ca ei, faci ceva pentru Dumnezeu. Și Saul a plecat în misiunea aceasta lui, cu binecuvântarea sinodului bisericii, cu binecuvântarea mai marilor preoți. Și mi-l și imaginez cu soldați, cu oameni în spatele lui, mergând să facă dreptate. Dragilor, pentru cei care mă ascultați și care mă veți asculta în viitor, vreau să vă spun că singurul din universul acesta care poate să facă dreptate este Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Pe noi Dumnezeu nu ne-a chemat să facem dreptate. Pe noi Dumnezeu nu ne-a chemat să ne facem site-uri pe internet în care să facem dreptate. Pe noi Dumnezeu nu ne-a chemat să ieșim aici la amvonul bisericii să facem dreptate sau în alte cercuri în care vrem să facem dreptate. Pe noi Dumnezeu ne-a chemat să trăim o viață în dragoste față de Dumnezeu și o dragoste față de semenii noștri. Și în măsura în care este posibil, cu înțelepciune, cu dragoste, cu smerenie, cu blândețe, cu toată roada aceasta Duhului Sfânt, dacă eu pot și văd pe cineva care a căzut într-o greșeală și pot să-l ridic, slăvit și binecuvântat să fie Domnul, haleluia. Dar trebuie să le am pe toate lucrurile astea ca să pot să ridic o persoană. Și spune cuvântul Dumnezeu că dacă cumva am reușit să ridic un păcătos din starea aceea, Dumnezeu iartă o grămadă, o sumedenie de păcate, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, mai înainte de toate, ne-a chemat să iubim, ne-a chemat să ne cercetăm pe noi, ne-a chemat să ne uităm în ochii noștri, să vedem cam ce bârne avem și după ce le-am scos pe toate să putem încet, încet să mai scoatem așchii din ochii și din corpul celorlalți. Și mi-l imaginez pe Saul în avântul acesta, în râvna aceasta pe care o avea, mergea spre Damasc. Și știți ce? Mă gândesc că Dumnezeu știa care sunt intențiile lui Saul. Dumnezeu știa cine e Saul. Și m-am gândit ca și om, care de multe ori am judecat și am cârtit, Doamne, Tu știi care sunt planurile lui Saul. Tu știi ce a făcut și ce vrea să facă Saul. De ce i te-ai arătat? Și vreau să vă spun un lucru pe care vreau să vi-l notați în inimile dumneavoastră, în mințile dumneavoastră, dacă aveți și ceva. Dumnezeu când se uită la tine, El nu vede ceea ce ai fost și ceea ce ești. El vede potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în tine. Și El vede că potențialul ăsta pe care Dumnezeu l-a pus în tine, dacă îl folosești spre slava lui Dumnezeu, tu poți să ajungi undeva. Tu poți să fii folositor lui Dumnezeu. Că noi ca oameni, băi, cine-i fratele? Și te uiți și zici, băi, dar păi nu-ți aduci aminte acum 5 ani, mă? Băi, frate, ăsta, mă, ăsta? Păi, dar nu-ți aduci aminte când s-o ridica să dea un îndemn cum îi tremurau picioarele? Păi, dar nu-ți aduci aminte gafele? Pentru că noi ca și oameni niciodată nu vom reuși să ne uităm la ceilalți oameni ca și Dumnezeu. Noi tot timpul ne vom uita la cine a fost omul respectiv și vom trăi în trecut. Dumnezeu uită trecutul, Dumnezeu îl șterge, îl curăță. Vreau să spun un lucru pe care să nu-l uiți niciodată. Dumnezeu ți-a uitat și ți-a trecut și ți-a curățat trecutul tău, oricât de urât ar fi fost. Și Dumnezeu îți spune să nu mai trăiești în greșelile din trecut. Dumnezeu îți spune să nu te mai uiți la ce a fost acolo. Că de mulți sau pe mulți dintre noi Dumnezeu iartă și noi nu iertăm. Și ne aducem aminte de ce a fost și ce am făcut. Și Dumnezeu spune, vreau să merg mai departe. Alele lăsat în mâna mea, le-am iertat, am murit pe Golgota, mi-am jertfit viața pentru ele. Tu de astăzi înainte trăiește frumos și tot acolo suntem. Îi iartă Dumnezeu pe frații noștri, vezi cum cresc și ne uităm la ei tot prin prisma trecutului.
prin prisma greșelilor din trecut și Dumnezeu îi ridică și ridică, ei cresc și noi rămânem acolo. Și atunci când Dumnezeu se prezintă în fața lui Saul, nu se uită la Saul, omul care a făcut, poate a făcut crime, poate a făcut nu știu ce a făcut Saul, aici spune și de ucideri. Dar Dumnezeu se uită la ce a pus el în Saul și la ce ar putea să facă Dumnezeu prin Saul, dacă Saul se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Deci știi câte lucruri mari poate să facă Dumnezeu cu viața ta. Deci știi câte lucruri mari ar putea să facă Dumnezeu cu tine, începând din ziua aceasta, te-ai îngrozi. Și Dumnezeu nu are nevoie de mulți ani. Dumnezeu nu are nevoie de zeci de ani de pregătire teologică și de alt. Dumnezeu, începând de astăzi, poate să lucreze într-un mod extraordinar cu viața ta. Tu doar să-i spui, Doamne, sunt eu. Doamne, Tu știi asta, Tu știi asta, Tu știi asta, știi planurile mele, dar începând de astăzi, nu mai vreau să lucrez eu, că m-am săturat, slab. Am obosit, Doamne, am vrut să fac, mi-am propus, dar nu pot. De astăzi înainte mă dau bătut, Doamne, și Te rog în numele lui Iisus Hristos să lucrezi Tu prin mine. De astăzi înainte nu mai predic eu, ci predică Tu, Doamne. De astăzi înainte nu mai cânt eu și cântă Tu, Doamne. De astăzi înainte nu mai prorocesc eu, ci prorocește Tu, Doamne. De astăzi înainte nu mai ajut eu și Tu ajuți prin mine, Doamne. Și atunci când îi spui lucrul ăsta și începe Dumnezeu să lucreze, se schimbă totul. La predicile noastre oamenii încep să-și mai schimbe gândirea. La cântările noastre oamenii mai varsă lacrimi, că nu mai plângem la cântări, suntem insensibili. Atunci când ajutăm, oamenii simt că Dumnezeu e acolo și ajută. La predica mea, cântarea mea, ce prorocie am avut azi, ce am ajutat, cât am făcut astăzi. Dacă L-am implicat pe Dumnezeu, fiecare aspect al vieții noastre, viața noastră de astăzi înainte ar fi total diferită. Și ceea ce oamenii ar vedea la noi și la lucrările pe care Dumnezeu le face prin viața noastră ar fi total, total diferite. Pentru că să nu uitați, Saul nu este văzut de Dumnezeu prin prisma trecutului lui, ci Saul este văzut de Dumnezeu prin prisma potențialului pe care Dumnezeu l-a pus în el și care, folosit spre slava lui, dă rezultate extraordinare. Cum vă uitați unii la alții? Cum vă uitați la frații voștri? Tot la trecut? Tot la cine a fost acum 3 ani, 4, 5, 10, câteva luni? Sau ai putea să-i spui și tu lui Dumnezeu, Doamne, dacă este nevoie, și eu vreau 3 zile de orbire. De atunci când, Doamne, învăț să văd din nou, să văd cu ochii Tăi, Doamne. Pentru că ochii aceștia de carne au văzut lucruri. Dar, Doamne, eu vreau ca ochii aceștia să vadă lucruri noi și diferite. Și să rămâi poate orb 3 zile, să nu mai vezi nimic. Și să vină cineva, poate Dumnezeu să pună mâna peste tine și să începi să vezi ceea ce Dumnezeu vrea să vezi. Te-ai gândit oare cum ar fi viața ta dacă ai vedea ceea ce Dumnezeu vrea să vezi prin ochii tăi? Eu mă gândesc de multe ori la lucrul ăsta și mă îngrozesc câteodată. Și după aia continui de multe ori să trăiesc la fel. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să putem să vedem prin ochii Lui. Să nu ne mai vedem defectele noastre, să nu ne mai vedem slăbiciunile noastre, să nu ne mai intereseze foarte mult de ceea ce cred alții despre noi, ci să fim atât de să ne intereseze atât de mult ce părere are Dumnezeu despre mine. Fraților, cei care slujiți, sub orice formă slujiți, vreau să vă spun că, în primul rând, voi slujiți lui Dumnezeu. Eu îi slujesc lui Dumnezeu. Și dacă eu îi slujesc lui Dumnezeu, cine și ceea ce mă interesează pe mine într-un mod total și absolut, este ce părere are Dumnezeu despre ceea ce eu fac.
că dacă Dumnezeu are o părere bună despre slujirea ta, oricine ai fi, vreau să spun că poți și ești un om fericit, pentru că ai aprobarea șefului. El aprobă ceea ce faci. Și ceilalți, sunt mulți oameni egoiști, invidioși, oameni care niciodată n-ar pune umărul să la o lucrare, oameni care niciodată nu ar spune un amin, oameni care niciodată nu ar spune un aleluia, oameni care niciodată n-ar face o rugăciune pentru tine, oameni care niciodată nu ar pune mâna când ești într-o problemă să te ajute, dar care l-a criticat. Numărul 1, number 1, cei mai tari. În ziua aceasta vreau să vă spun că Dumnezeu contează foarte mult, sau contează foarte mult ce părere are Dumnezeu despre slujirea noastră. Dumnezeu se prezintă lui Saul, în fața lui Saul, și în loc să îl laude pentru ceea ce face, în loc să-i spună ce slujire frumoasă faci tu, Saule, mă bucur că ești atât de plin de râvnă pentru mine, Dumnezeu îi spune niște cuvinte care pe Saul îl taie. Și spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Mă gândesc și pot imagina și aș vrea să-mi imaginez, să văd un pic scena aceasta. Omul acesta, tânărul acesta plin de râvnă, care a mers acolo să facă el totul și dintr-o dată se întâlnește cu Hristos. Și Dumnezeu îi spune, Dumnezeu îi spune, Saule, pentru ce mă prigonești? În momentul acela, în viața lui Saul, se schimbă totul. Și uitându-se la lumina aceea puternică, și stau și mă gândesc că este atât de trist să-L slujești lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu știe asta. Să-L slujești pe Dumnezeu mai mult fără să-L cunoști pe Dumnezeu. Spune un cuvânt în textul biblic în Samuel, că Samuel, tânărul acesta Samuel, sluja înaintea Domnului. Și acolo este o virgulă care spune și Samuel nu cunoscuse încă pe Domnul. Să-L slujești pe Dumnezeu, să spui că ești într-o lucrare pentru Dumnezeu și tu să nu fii întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Și tu să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu să te cunoască pe tine și să aibă pregătit o întâlnire specială cu tine. În momentul acela, Saul face o afirmație și pune o întrebare, de fapt, care doare. Pe mine, care, ca unul care cred că fac o lucrare înaintea lui Dumnezeu, mă doare întrebarea aceasta pe care o pune Saul lui Dumnezeu și spune, Doamne, cine ești Tu? Să predici 20 de ani în biserică și să vii la un moment dat și să ți se prezinte la un moment dat Dumnezeu înaintea ta și tu să întrebi cine ești tu. Eu sunt ăla pe care tu spui că l-ai slujit 20 de ani. Eu sunt ăla de la care spui tu că ai predici, că ai cântări, că ai daruri, că ai lucrări pe care le faci, că ajuți. Eu sunt ăla de la care spui. Dar eu pe tine nu te cunosc. Saul ajunge să-i pună întrebarea aceasta lui Dumnezeu, Doamne, Tu cine ești? Și în momentul acela Saul aude un lucru pe care mi-ar plăcea ca toți să ascultăm cel puțin prima parte. Eu sunt Iisus. Să putem să punem și noi la un moment dat întrebarea aceasta cuiva care ni se prezintă, să întrebăm cine ești Tu, Doamne, și persoana respectivă să ne spună, eu sunt Iisus. Atunci să te întâlnești cu adevărat și orice om ar trebui să aibă întâlnirea aceasta cu Iisus. Pentru că întâlnirea aceasta cu Iisus și de întâlnirea aceasta cu Iisus atârnă destinul nostru veșnic, atârnă viața noastră veșnică, atârnă nașterea din nou. Nu există naștere din nou fără întâlnire personală cu Hristos. Nu există naștere și mântuire fără ca cineva să-L fi cunoscut personal cu Hristos.
De aceea, în după amiaza aceasta, îmi permit să vă întreb cu tot respectul și cu dragoste. L-ai întâlnit tu pe Iisus? Ai tu confirmarea aceasta că ceea ce faci tu, lucrarea aceasta, persoana aceasta căruia spui că îi slujești, este Iisus? Dacă o ai, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă nu știi încă cui slujești, roagă-L pe Domnul care este bun și care poate încă stă și bate la ușa inimii tale. Deschide-o și lasă-L să intre în ea. Să vezi câte lucruri frumoase va reuși să facă. Să vezi câte schimbări va face în viața ta. Să vezi câtă bucurie, câtă pace, câtă dragoste va ajunge. Că spune cuvântul Dumnezeu la un moment dat că paharul meu este plin de dă peste. Bă, îl lovești pe ăla, dar nu se mișcă, mă. Atât ai dai, atât ai spui și vezi că tot vesel, tot bucuros, tot trist, parcă ai vrea să nu te... El tot cu mână, tot vesel, tot fericit și... Din ce cauză? Pentru că spune cuvântul Dumnezeu că și paharul meu este plin de dă peste el. Și în paharul acesta Dumnezeu toarnă dragoste, bucurie, pace, pentru că atunci când îl ai pe Dumnezeu, atunci când îl ai pe Duhul Sfânt în tine, El nu rodește altceva. Nu poți să spui că îl ai pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în tine și să urăști. Nu se poate. Nu se poate, fraților. Din punct de vedere logic, dacă vom avea la un moment dat șansă, poate într-un alt cadru să discutăm, nu se poate să spui că îl ai pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu în tine și să urăști. Nu se poate. Nu se poate să spui că îl ai pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în tine, că ești copil al lui Dumnezeu, că te închini lui Dumnezeu, că te rogi și să n-ai capacitatea să ierți. Nu se poate. Pentru că Dumnezeu ne-a iertat pentru o sumedenie de păcate, pe noi și pe întreaga lume și s-a jertfit. Și dacă Iisus Hristos este noi, trebuie să avem capacitatea să iertăm, să trecem, să uităm, să iubim, să ne sacrificăm și să ne dăm viață. Doamne, ajută-ne să facem lucrurile acestea, chiar dacă poate de multe ori spunem că nu este greu. Cuvântul Domnului continuă și spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce îl cunoști pe Domnul, nu poți rămâne cu mâinile în sân, nu poți rămâne indiferent. Și Saul îi adresează o altă întrebare lui Dumnezeu și spune cuvântul Dumnezeu tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Saule, dar tu știai exact ce vrei să faci. Tu aveai o strategie bine făcută, bine dezvoltată. Tu te-ai consultat cu mulți înainte de a duce strategia aceasta și a face planul acesta. Tu ai crezut că ești cel mai puternic. Tu ai crezut că deții adevărul absolut. Tu ai crezut că ești cel mai tare. Știai perfect toți pașii. Și acum tu mă întrebi pe mine, ce vrei să fac? Ce vrei să faci? Atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, toate prioritățile tale dispar. Atunci când ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, toate planurile tale de viitor cad. Când ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, tot ceea ce ai crezut tu despre viață dispare. Când ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, toate concepțiile tale despre credință, religie dispar. Când ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, Dumnezeu îți schimbă modul tău de a vedea lucrurile. Și nașterea din nou, tocmai lucrul acesta înseamnă. Și Saul îi pune întrebarea aceasta, Doamne, ce vrei să fac de astăzi înainte? Și se uită Dumnezeu la Saul și spune, știi ce, trebuie să faci trei lucruri. În primul rând, tu ești într-o stare groaznică. În primul rând, tu trebuie să te scoli. Spune cu Dumnezeu, scoală-te, a zis Domnul. Intră în cetate și așteaptă instrucțiuni. Și ți se va spune ce trebuie să faci. Cuvântul Dumnezeu spune, oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Și cuvântul Dumnezeu spune că în momentul acela Saul s-a sculat.
Dragilor, e foarte important că atunci când Domnul spune să faci ceva, adică când l-ai întrebat pe Dumnezeu ce să faci, și Dumnezeu prin glas profetic, prin cuvânt de predică, prin vis de noapte sau printr-o altă manifestare prin care Dumnezeu îți răspunde la ce să faci, după aia să faci ce spune Domnul. Că degeaba îl întrebi pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac, Dumnezeu o spune și după aia faci ce te taie pe tine capul. O dai în bară și zici, Doamne, dar eu ți-am spus ce trebuie să faci. De ce n-ai făcut? Ei, Dumnezeu îi spune lui Saul ceea ce trebuie să facă și Saul spune cuvântul Dumnezeu în versetul 8, Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc, cu alte cuvinte, în cetate. Mergem un pic mai repede. Cuvântul Dumnezeu spune că 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Am o întrebare. Atunci când i-ai cerut lui Dumnezeu un lucru, poate i-ai cerut să-ți vorbească, poate i-ai cerut să se atingă de tine, sau de familia ta, de soția ta, de copiii tăi. Atunci când poate i-ai cerut lui Dumnezeu să lucreze în biserica ta, atunci când poate i-ai cerut un alt lucru lui Dumnezeu, ce faci după aceea? Vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu despre Saul, că 3 zile n-a văzut, n-a mâncat și n-a băut nimic. Nu vreau să facem doctrină biblică doar din versetul acesta, în care să spunem că atunci când cer ceva lui Dumnezeu, trebuie să stai 3 zile în post necurmat și să te rogi în continuu. Pentru că Biblia spune în versetul 11, căci iată el, adică Saul, se roagă. Dar atunci când îi cer ceva lui Dumnezeu, atunci când îi cer lui Dumnezeu să-ți vorbească, pregătește-te ca Dumnezeu să-ți vorbească. Atunci când îi cer lui Dumnezeu să intervină într-o anumită cauză, așteaptă-te ca Dumnezeu să intervină în cauza respectivă. Atunci când îi cer lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze în familia ta, implică-te într-un mod activ în lucrarea aceasta pentru familia ta. Atunci când îi cer lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze, să facă o trezire în biserică, implică-te în trezirea aceasta în biserică. Nu stăm așa, ne implicăm activ. Ne rugăm, postim pentru cauza respectivă, mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să vadă atitudinea aceasta din partea noastră. Și este un lucru frumos cu care și apropiem de încheiere. Spune cuvântul Dumnezeu că Dumnezeu i-a zis într-o vedenie Ananie, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreapta și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci el se roagă. Vedeți, în timp ce citeam cuvintele acestea, versetele acestea, stai și m-am întrebat, Doamne, și încă mă întreb, l-ai avut pe Tars în mâinile, pe Saul în mâinile tale? Eu știu că pentru tine o zi e ca 1000 de ani și 1000 de ani e ca o zi. Eu știu că înaintea lui Dumnezeu nu există timp. Din cauza aceasta veșnicia este frumoasă, că pierdem din vedere timpul acesta. Omul acesta te-a întrebat ce vrei să facă. Și tu nu i-ai spus planul tău. Oare nu i-ar fi putut spune Dumnezeu exact ceea ce vrea din partea lui? Să-i spune exact, să-i facă o schiță a vieții lui, toate aspectele pe care el trebuie să le facă în timpul acela în care, oricum, când ești în prezența lui Dumnezeu, nu contează timpul, și Saul să fi plecat cu lecția învățată. Să fi știut din gura lui Dumnezeu exact ce trebuie să facă și să meargă și... De ce alege Dumnezeu tot timpul să lucreze prin oameni? Mă gândesc că atunci când vine Anania la Saul și se prezintă, vezi, eu sunt Anania, mă gândesc că poate a fost în mintea lui Saul, ești păstorul bisericii, ești președintele cultului, ești cel puțin în bordul de conducere, în bordul executiv. Și se uită Anania și zice,
nu sunt președinte de cult, nu știu ce e la bord executiv, nici păstor nu sunt, dar vreau să spun că mi s-a arătat Dumnezeu într-o vedenie și mi-a spus că în locul ăsta e o persoană care se numește Saul, de ceva vreme are niște întrebări, Dumnezeu i s-a arătat în vedenie și Dumnezeu m-a trimis că el se roagă, tu te rogi și vreau să vin și să fac o lucrare pentru tine. Doamne, dar nu l-ai putut trimite și tu măcar pe, știi, măcar în comitet să fie, măcar să, ceva așa, eu Saul, eu sunt cineva, eu sunt important. Ce vreau să spun cu lucrul ăsta? S-ar putea ca Dumnezeu să aleagă să lucreze în viața ta prin oameni pe care poate nu ți-ai dori. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți atragă atenția pentru anumite aspecte din viața ta prin oameni sau prin situații pe care, la care nici nu te gândești. Când ai vrea ca Dumnezeu să ne vorbească prin X și prin Y, să lucreze prin A și prin B și să atingă aspectele C și D din viața noastră. Așa considerăm noi. Și Dumnezeu știe că nu e așa. Dumnezeu știe prin cine să lucreze, Dumnezeu știe pe cine să pună să ne șlefuiască, Dumnezeu știe pe cine să pună să mai taie. Vedeți acum și cu tăiatul, sunt oameni care, eu de exemplu, atunci când m-am simțit rău și mi-a făcut testul acela, mi l-a făcut șefa și nici măcar nu am simțit bățul ăla în nas. Am auzit de alții care au început să le curgă sânge și ieșeau plângând de acolo, oameni mari. Vedeți, e foarte important și cine taie. Mai vezi câte unul care merge la nu știu cum spune rău, la tăiat via, de exemplu, am văzut ceva și îl vezi cum merge acolo și vezi pe alții care au tact, care merg. Contează să știi și să tai. Și s-ar putea să fie unul sensibil și să trebuiască să fie unul care să aibă grijă cum taie. S-ar putea să fie unul de la tare. Am văzut un clip interesant cu unul care se credea, nu știu dacă i-a pus un fier roșu și nimeni nu a schițat-o pe față, nimic. Nu mă gândesc că la ala merge să tai cu orice și cu toporul, oricine poate să meargă să taie. Dar sunt oameni sensibili, la care după ce ai tăiat trebuie să fii pregătit imediat cu un de lemn, nu să pui și un pic de un de lemn. Nu stau mult timp cu rana deschisă că se infectează. Și atunci după ce ai tăiat, imediat trebuie curățat, trebuie pus un bandaj ca... În cauza asta Dumnezeu știe cel mai bine pe cine să folosească ca să scoată diamantul acela pe care l-a pus în noi. Vrei ca Dumnezeu să facă din tine un diamant? Amin? Poate vrei să-l faci tu și îți alegi tu oamenii prin care să lucreze Dumnezeu. Și îți dai seama că șlefuiesc de 20 de ani în tine și nu se vede nimic. Lasă-L pe Dumnezeu să pună meșteria în viața ta și să vezi cum în scurt timp o să strălucești și oamenii o să vadă lumina pe care Dumnezeu a pus-o în tine. Splendoarea lui Dumnezeu prin tine, pentru că ăsta e scopul nostru. Scopul nostru ca și oamenii lui Dumnezeu este ca să îl arătăm lumii pe Dumnezeu prin noi. Și atunci cu cât e mai curat, mai bine șlefuit, mai... cu mai multe canturi, diamantul acela reflectă mai frumos și mai bine splendoarea și frumusețea lui Dumnezeu. Eu am văzut ceva diamante micuți, așa când a fost și în perioada aia de căutam diamante pentru cineva drag, și străluceau frumos. Mă gândesc, Doamne, dar oare unul de la mare, de la nu știu câte zeci, sute de carate, oare când bate lumina, oare cum se vede? Se vede extraordinar. Ei, gândiți-vă, când Dumnezeul nostru scoate diamantul acela din noi și îl șlefuiește și lucrează și dă formele alea sute de fețe și dă lumina lui și lumina Duhului Sfânt pe el, gândiți-vă ce strălucire extraordinară și cum îl văd oamenii pe Dumnezeu. Din ce cauză? Pentru că Dumnezeu știe ce diamant a pus în noi. Dumnezeu știe și calitatea, și puritatea, Dumnezeu știe și felul, Dumnezeu îl cunoaște pe toate. Și din cauza asta e bine să lăsăm pe Dumnezeu să ne șlefuiască, că El știe ce-a pus acolo.
Tot aceasta îl rugăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu și spune, Doamne, lucrează Tu cum consider că este mai bine. Și nu trimis păstorul și îl trimis pe Anania. Păi trimite-l pe Anania, că Anania când se roagă pentru mine, eu încep să văd din nou. Atunci când Anania își pune mâinile peste mine, eu sunt botezat cu Duhul Sfânt. Atunci când Anania își pune mâinile peste mine, eu primesc o revelație extraordinară. Pentru că Anania este omul potrivit de Dumnezeu ca să mă ajute pe mine. Nu știu care este Anania al tău. Dar dacă te-ai depărtat de el sau dacă nu-ți place, apropie-te din nou. Și o să vezi cât de multe lucruri va face Dumnezeu prin Anania în viața ta. Dumnezeu să ne ajute să putem să acceptăm modul frumos și desăvârșit în care El lucrează în viața fiecăruia dintre noi, pentru că El ne-a creat. Suntem ai Lui și, mă repet, El știe ce a pus în fiecare dintre noi. El știe ce material a pus în noi, de aceea să lăsăm și să ne credințăm în brațul lui Dumnezeu, crezând și știind că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am ajuns la punctul, la ultimul punct, la ultimul nunț din predică. Îmi doresc din tot sufletul ca viața fiecăruia dintre noi să fie o cântare, o armonie frumoasă pe care Dumnezeu s-o cânte în fiecare dintre noi. Și atunci când Dumnezeu începe să cânte noi, El ia și gama corectă, El cântă și cu instrumentele potrivite, El știe și tonalitatea la care trebuie să cânte, știe și cât poate să urce și cât poate să coboare. Și atunci când Dumnezeu are unul și mai pune încă unul și încă unul și încă unul și aduce aici în biserică, este o armonie perfectă, este o cântare perfectă, este o închinare desăvârșită și Dumnezeu spune că El se coboară acolo. Îmi doresc din tot sufletul ca Dumnezeu să se coboare în mijlocul nostru ori de câte ori. Oricare dintre noi se va afla în locul acesta și Dumnezeu să privească spre închinarea noastră și să ne binecuvinteze pe toți cei care suntem prezenți astăzi aici sau care sunt prezenți prin intermediul internetului împreună cu noi, Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe ei. Și harul Domnului și binecuvântul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi astăzi și în vecii vecilor. Amin.